Iubiți frați și surori, dragă biserică, vă chem acum să deschidem Sfânta Carte. În această dimineață vom citi un singur verset pe care îl găsim în Epistola către Evrei, capitolul 4, ultimul verset al capitolului, o concluzie a versetelor de dinainte. Așadar, Evrei, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Levi, Ligia, permiteți-mi să dau și eu glas în această dimineață gândurilor care cu siguranță sunt în inima fiecăruia dintre cei prezenți la închinare. Și să spun din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze pe voi doi și pe voștri copii. Și toată biserica zice din toată inima, amin. Preiau aici în dimineața aceasta un gând pe care fratele Ionatan l-a avut, Domnul să te binecuvinteze, Ionatan, l-a avut înaintea noastră un gând legat de nevoile copiilor noștri. La scurtă vreme după ce apar primii copii sau primul copil în casa noastră, uneori chiar mai devreme decât să apară el, în momentele în care ne pregătim casa, ne pregătim cuibul pentru venirea copilașului, în mintea fiecărui părinte, a tatălui, a mamei, apare această întrebare. Oare care sunt nevoile copilului meu? Ce au ei nevoie de la mine? Ce ar trebui să fac eu pentru ei? Adeseori, mai ales în primii ani ai copilului, la această întrebare găsim foarte repede un răspuns. Este o întrebare la început ușoară. De ce plânge copilul meu? Ce are nevoie? Păi, am zice, pentru a rezolva plânsul lui, ar avea nevoie de mâncare, ar avea nevoie de somn, ar avea nevoie de apropierea părintelui, chiar de atingerea părintelui, de luatul în brațe. Și dacă plânsul nu încetează, poate de un consult medical. Pe măsură însă ce trec anii, întrebarea aceasta devine mai complicată. De ce are nevoie copilul meu? Cum îl pot ajuta? Nu mai putem să încadrăm simplele lor nevoi la nevoile acelea primare ale omului. Somn, hrană, îmbrăcăminte. Și nevoile lor devin mai nuanțate, mai dificil de perceput, chiar și mai complicat de împlinit. Apar mai ales atunci când copiii se îndreaptă spre adolescență, spre viața de adult tânăr, apare și un soi de ruptură, de dihotomie între ceea ce părintele consideră că este nevoia copilului său și vrea să o împlinească și ceea ce copilul vede ca fiind o nevoie pentru el. Și pentru că cei doi nu se pot pune la oaltă, nu pot să-și alinieze părerile legate de nevoi, adeseori ruptura aceasta duce la îndepărtarea copiilor de părinți. Dar întrebarea rămâne valabilă, importantă, esențială. De ce are nevoie copilul meu de la mine? Ce trebuie să-i ofer? Și chiar dacă este greu să găsesc răspuns la întrebarea asta, pe măsură ce copiii mei cresc, sunt obligat să-l caut în fiecare zi. Este o datorie a mea de părinte. Așadar, de ce au nevoie copiii noștri? Cum îi putem ajuta? Bineînțeles că răspunzând la întrebarea aceasta, căutând răspuns la întrebarea asta, fiecare dintre noi merge în experiență, în experiența pe care a acumulat-o în viață. Alții se duc în bagajul cultural, emoțional, pe care l-a primit de la părinții lui și încearcă să împlinească nevoile copilului, după cum a învățat că se împlineau nevoile lui în familia lui. Dar toate aceste răspunsuri, fie că vin din experiență, fie că vin din familia din care facem parte, nu sunt decât parțiale și imperfecte. Dar ce bine e că avem Sfânta Scriptură. Și ce bine este că această întrebare o putem pune Scripturii și ce extraordinar răspunde Scriptura
la întrebarea aceasta. Există în Scriptură, mai ales în Noul Testament, dar cu rădăcini profunde în Vechiul Testament, un fel în care Dumnezeu caracterizează relația pe care noi o avem cu El. Și Dumnezeu alege să caracterizeze această relație ca relația dintre fiu, fiică și tată. Noi suntem fiii lui Dumnezeu. Am crezut că toată biserica vă zicea, ne place să fim fiii lui Dumnezeu. Noi suntem fiicele, dumneavoastră sunteți fiicele lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu este Tatăl nostru. Ascultați Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Romani 8:15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și interesant asta. Putea Dumnezeu să aleagă orice metaforă a vieții pentru a descrie relația pe care o avem cu El. Și veți găsi în Scriptură foarte multe astfel de metafore. Foarte multe astfel de apelative pe care Dumnezeu ni le adresează. Noi suntem robi și El este stăpân. Noi suntem supuși și El este împărat. Noi suntem urmașii Lui, ucenicii Lui, iar El este învățătorul nostru. Și cu toate acestea, niciuna dintre aceste metafore nu descrie cel mai bine, plenar, relația pe care o avem cu Dumnezeu. Cel mai bine o descrie faptul că suntem copiii Lui Dumnezeu. Și faptul că noi, potrivit învățăturii Domnului Hristos, rugăciunii domnești, faptul că noi îi putem spune lui Dumnezeu cum? Tată. Tată. Și tocmai din această relație pe care o avem cu Dumnezeu, noi copii, iar El Tată, decurge secundar și răspunsul la întrebarea de ce au nevoie copiii noștri. Păi să ne uităm în Scriptură. Noi de ce avem nevoie de la Dumnezeu? Ce împlinește Dumnezeu ca Tată în viața noastră ca și fii și fiice ale Lui? Dacă vom descoperi ce împlinește Dumnezeu ca Tată în viața noastră, vom putea avea o imagine legată de ce așteaptă Dumnezeu de la părinți să împlinească în viața copiilor săi. Deci, ce împlinește Dumnezeu ca Tată în viața noastră? Ce face Tatăl Dumnezeu în viața noastră? Sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu le face, dar am citit în această dimineață un verset care surprinde trei dintre lucrurile pe care Dumnezeu le face în viața copiilor săi. Și dacă El ca Tată le face în viața noastră, vă spun în această dimineață că Dumnezeu are așteptarea ca noi, părinții, să le facem la rândul nostru în viața copiilor noștri. Deci ce face Dumnezeu ca Tată? 1. Ce oferă copiilor Lui? Ce nevoi împlinește El în viețile noastre? 1. Deschidere. Deschidere. Există această nevoie în viețile noastre ale tuturor, nevoia de a fi primiți, nevoia de a fi văzuți, nevoia de a fi auziți, nevoia de a fi ascultați, nevoia de a apuca să ne exprimăm, de a nu fi alungați, de a nu fi bagiocoriți, de a nu fi luate în râs și în mod ușuratic gândurile noastre, sentimentele noastre, părerile noastre, momentele noastre. Oriunde există deschidere și primire, acolo relația se împlinește. Și oriunde inima se închide, relația are de suferit și mai devreme sau mai târziu se va ofili așa cum o floare se usucă sub un soare dogoritor. Dumnezeu știe de această nevoie a noastră, nevoia de a fi primiți și o împlinește. Și de aceea ne recomandă, remarcați frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Ne recomandă apostolul aici să ne apropiem, dar, pune-mi te rog versetul 16 și lasă-l acolo, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere. Cu deplină încredere.
fără nicio rezervă, cu cel mai mare curaj. În original este cu mare îndrăzneală, fără nicio umbră de îndoială. Dumnezeu are ușa deschisă. Veniți! Eli ne așteaptă. Eli este gata să ne primească. Eli este bucuros să ne vadă. Veniți! Veniți! Iată ce ne oferă Dumnezeu fiecare dintre noi. Primire. Dacă ești aici, în această dimineață, știi cu siguranță că Dumnezeu are ușa deschisă pentru tine. Că nu trebuie să calci pe vârfuri, ducându-te la Dumnezeu, cu inima bătându-ți puternic în piept, întrebându-te, mă va primi sau nu Dumnezeu? Pentru că știi că Dumnezeu te primește. Slăvit să fie numele Lui! Că Dumnezeu are ușa deschisă. Atunci când nu mai găsesc locul niciunde, când nu mai știu la cine să alerg, pe cine să caut, cum să caut, trebuie să spun inimii mele un singur cuvânt. Dumnezeu mă primește, du-te la El, mergi la El, ușa Lui nu se închide niciodată. Dumnezeu are ușa permanent deschisă, voi alerga la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu. Cântam în această dimineață, hai vino, vino, vino. Pentru că în Dumnezeu este un veșnic, vino, vino, vino. Iată ce ne oferă Dumnezeu. Iată nevoia noastră, nevoia de a fi primiți, de a nu găsi ușa încuiată și iată împlinirea pe care o oferă Dumnezeu. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Și acum să întoarcem oglinda. Ce așteaptă Dumnezeu de la voi ca părinți? Să-L copiați pe El. Și cum îl putem copia pe El? În ce anume să-L copiem pe El? Să oferim copiilor noștri primire, deschidere. Să nu luăm foarte ușuratic lucrul ăsta, să nu gândim superficial. Este ușor să-ți primești copiii când copiii sunt mici. Este ușor să primești copiii cât copiii fac ce-ți convine. Este ușor să primești copiii când copiii aleg ce trebuie. Și, Doamne, câteodată ce dificil este când n-au făcut ce trebuie, când n-au ales ce-ai vrut, când au mers în altă direcție. Primirea este întotdeauna, nici nu știu cum să subliniez asta mai bine, primirea este întotdeauna costisitoare. Costisitoare. Cum de ne poate primi Dumnezeu pe noi? Pe noi. Cum de poate Dumnezeu să deschidă ușa pentru mine sau pentru dumneavoastră? Cum ne poate primi Dumnezeu pe noi? Pentru că Hristos a murit și a înviat, de aceea ne poate primi. A fost costisitoare și rămâne costisitoare această primire și a înviața de părinte. Primirea copiilor va fi costisitoare. Ne va costa câteodată lacrimi, altădată rușine. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne primim copiii. Ce faci când copilul nu merge în direcția în care ți-ai dori? Când copilul greșește, când copilul persistă în greșeală, îi încui ușa? Unii da. Unii da. Unii asta fac. Au îndrăznit copiii să facă altfel? În primă instanță îi manipulează și dacă nu funcționează asta, ard podurile, încuie ușa și se baricadează deseori punând Biblia în ușă, justificând cu o mulțime de versete scoase din context baricadarea lor. Ei sunt într-o parte și copiii în alta. Își vorbesc ani de zile. Cine trebuie să facă primul pas? El că e copil. Nici vorbă. Tu, eu, că sunt părinte, că Dumnezeu m-a primit ca tată și așteaptă de la mine să-mi primesc copiii cum a primit El pe mine. Ce așteaptă Dumnezeu să le ofer copiilor mei? Primire. Să știe, indiferent de vârsta pe care o au, adulți, mari, cu copii la rândul lor, să știe că la pieptul tatălui vor găsi totdeauna un loc. Există un drum care duce înapoi spre casă.
Este un drum care duce înapoi spre mama, spre tata, și că drumul ăla e totdeauna, câtă vreme bătrânii lui părinți sunt în viață, drumul ăla e întotdeauna deschis. Că părintele s-a asigurat că nu-i baricadat drumul de nimic, că își primește copiii, că e gata să plângă cu ei, că e gata să celebreze cu ei, că e acolo. Că asta ne spune și nouă Tatăl nostru din ceruri, că e acolo, gata oricând să ne primească. Având gata oricând brațele deschise să ne îmbrățișeze, binecuvântat să fie numele Lui. Iată ce trebuie să știe fiii mei când pleacă de acasă, indiferent de cum pleacă. Mai spun încă o dată, greutate, indiferent de cum pleacă, că se pot întoarce oricând, că tata îi primește, așa cum tata la rândul lui a fost primit de Tatălui Ceresc. Ce așteaptă Dumnezeu să împlinească părinții în viața copiilor săi? Primire. Zic, Doamne, ajută-ne! Vă chem în această după-amiază. Sunați-vă copiii. Dați-le un telefon. Puneți-le doar atât. Mama, tata, te iubesc. Vreau să știi oriunde ești. Suntem aici pentru tine, că te iubim, că nu te-am părăsit niciodată, că inima noastră este totdeauna deschisă pentru tine. Primire, pentru că suntem primiți. Ce mai așteaptă Dumnezeu? Ce nevoie mai are sufletul nostru? Îndurare. Dumnezeu mai așteaptă să oferim copiilor noștri ceea ce El ne oferă nouă. Și ce ne oferă nouă? Milă. Milă. Îndurare. Iată ce spune apostolul că trebuie să primim, iată nevoia noastră, nevoia de a căpăta îndurare, nevoia de a primi har. Când pătrundem pe ușa aia deschisă, de care vorbeam adineauri, ne așteptăm ca cel care ne primește de dincolo de ușă, ne așteptăm să ne primească cu... Cum ne așteptăm să ne primească? Ne așteptăm să ne judece, să ne claseze, să ne pedepsească, să dezvolte, să inventeze tot soiul de metode de tortură, să ne pune în genunchi cu picioarele pe coș de ouă. Ce ne așteptăm să facă Dumnezeu când pătrundem pe ușa Lui? Să strige la noi, să folosească tot soiul de cuvinte? Ce ne așteptăm să facă Dumnezeu? Vă spun ce face Dumnezeu. Ne primește cu milă, ne primește cu har, ne primește cu... îndurare. Și asta este culoarea care pictează toți psalmii. Ăsta este strigătul care răsare din inima fiecărui om al lui Dumnezeu. Ascultați psalmul 27:7. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Psalmul 30:10. Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă. Psalmul 6:2. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc, vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Apostolul ne cheamă să venim la Dumnezeu cu deplină încredere, să pătrundem pe ușa deschisă a lui Dumnezeu, pentru că remarcați cuvântul lui Dumnezeu, încă o dată versetul 16, capitolul 4, epistola către evrei, ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Apostolul știe că dincolo de ușă e un Dumnezeu care știe să ofere milă, care știe să ofere îndurare, și iată nevoia noastră. Nu contează cine suntem în această dimineață, nu contează de unde am venit și care este experiența noastră de viață. Noi toți avem disperată nevoie după mila lui Dumnezeu, după îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne primească cu milă, cu îndurare. Avem nevoie de îndurare în zilele noastre bune, când nici măcar nu mai realizăm câtă mare nevoie avem de îndurare. Și avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu în zilele în care ne merge greu, când viața e dificilă. Milă, milă, milă. Avem nevoie de milă când suntem slabi și neajutorați, când suntem cuprinși de greșelile noastre, când ne copleșește viața, când vrăjmașul e pe urmele noastre. Milă, milă. Te rog, Stăpâne prea bun, ai milă de mine. Vă întreb în această dimineață, de câte ori personal fiecare dintre noi n-a venit în cămăruța lui înaintea lui Dumnezeu și a strigat,
Te rog, ai milă de mine? Aș vrea să vă întreb în această dimineață. A avut Dumnezeu milă? A avut Dumnezeu îndurare? A revărsat Dumnezeu har? Pentru toți cei care au fost inundați în mila lui Dumnezeu, să zică din toată inima, slăvit să fie Domnul. Iată nevoia noastră, nevoia după milă. Voi vesti, spunea Isaia 36:7, îndurările Domnului, faptele lui minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui. Oseia 2:19, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată și ascultați, mare îndurare, mare bunătate și îndurare, milă, avem nevoie de milă. Și acum să întoarcem oglinda. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Milă. Milă. Să vă primiți copiii cu milă. Nu veți spune ce truism. Dar toți primim copiii cu milă. Niciunul dintre noi n-are în gând, n-are în minte să-și primească copiii altfel și cu toate acestea îngăduiți-mi în această dimineață să vă spun că așa cum mila lui Dumnezeu coboară și atinge fiecare aspect al vieții noastre, așa mila Părintelui trebuie să coboare și să atingă fiecare zi a vieții lui de Părinte. Milă, milă. Să nu tratăm superficial acest subiect. Avem cu toții predispoziție, sau poate doar unii, predispoziție să răspundem dur la duritate. Predispoziție să răspundem cu supărare, supărării, cu tușe groase, aprige momentelor care ne îngenunchează. Dar misiunea la care ne cheamă Dumnezeu este mila. Mila. A avea milă nu înseamnă a lua de bună faptele rele ale copiilor, nu înseamnă a coborî standardele, nu înseamnă a alege să taci cu privire la legile lui Dumnezeu, a avea milă față de copii, nu înseamnă să-i lași pe ei să decidă în domenii în care nu pot decide, a avea milă nu înseamnă să fii lipsit de interes sau slab. Mila este puternică tocmai pentru că ea vine cu bunătatea, cu iertarea, cu dragostea. Mila, mila nu ne lasă să ținem prelegeri, să judecăm, să condamnăm, ci mila caută soluții potrivite pentru copiii noștri. Mila, mila. Mila este barca de salvare a celor care sunt în nevoie și niciodată scaunul de judecată a celor care se cred perfecți. Mila. Mila mă face să caut în viața copilului meu momente în care să mă revărs. Vă rog, ascultați-mă. În care să mă revărs cu bunătate către el. Nu pentru că merită bunătatea aceea, ci pentru că tatăl meu se revarsă cu bunătate către mine. Mila mă caută, mă face să caut astfel de momente. Mila mă face să găsesc modalități prin care să mă extrag furiei și să mă încredințez, să-mi pun încrederea în Dumnezeu, că ea educația nu e un moment în viața copiilor noștri, ci este un proces îndelungat în care suntem călăuziți de Dumnezeu. Mila. Mila mă face să mă încredințez Lui. Mila, mila mă face să rezist zilnic tentației de a ridica tonul, de a striga acele cuvinte. Mila mă face să mă retrag când vine să ameninț, să-mi vinovățesc, să manipulez, să mă înfurii, să arăt cu degetul, să descoper pedepse cât mai elaborate pentru ei, cât mai înjositoare. Mila nu mă lasă să mă înjosesc copilul. Suntem în viața copiilor noștri, dincolo de orice, într-o misiune a milei, a îndurării. Mila mă îndeamnă să îmi văd limitele și să mă odihnesc în promisiunile lui Dumnezeu. Levi, Ligia, vreau să vă spun în această dimineață, deși v-a sunat ciudat, că Dumnezeu n-a pus pe umerii voștri povara mântuirii copiilor voștri. Îi mântuie El. Hristos Domnul a murit ca să-i mântuie.
Și pentru că n-a pus pe umerii noștri această povară, putem răsufla ușurați și putem să ne îndreptăm către copiii noștri cu milă, cu îndurare. Mila, mila, iată ce se așteaptă de la noi. Suntem într-o misiune a milei. Și vă chem în această dimineață, atunci când vă veți vedea din nou copiii, să vă spuneți inimii și minții, datoria mea este să am milă de omul ăsta, de omulețul ăsta. Datoria mea este să mă îndur de el. O, Doamne, ajută-ne! Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce ar trebui să împlinim noi în viața copiilor noștri? Păi ce împlinește El în viața noastră? Și ce împlinește El în viața noastră? El ne oferă deschidere. Și când merităm și când nu, ușa Tatălui este tot timpul deschisă. El ne oferă îndurare, har, milă. Și trei și închei, El ne oferă cunoaștere. Ascultați ce frumos zice aici apostolul. Recitesc versetul. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru a fi ajutați la vreme de nevoi. Ați avut vreodată momente în viață în care să întrebați, Doamne, unde ești? Doamne, ce se întâmplă? Doamne, ai uitat de mine? Doamne, mă vezi? Noi toți oamenii avem nevoie să știm că suntem văzuți și cunoscuți de Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a scăpat viața noastră din mâini, că Dumnezeu în continuare ne conduce, că lui Dumnezeu în continuare îi pasă. Avem nevoie să știm asta. Răsuflăm ușurați, putem dormi liniștiți, chiar și în mijlocul furtunii, cu o singură condiție. Să știm că Dumnezeu știe. Indiferent de necazul în care suntem, indiferent de problema care a bătut la ușa noastră, dacă suntem convinși că Dumnezeu e în control și știe, inima noastră este mai liniștită. Și pentru că Dumnezeu știe de această nevoie a noastră, Dumnezeu ne oferă promisiunile sale. Vă mai aduceți aminte de predica de pe munte? Spunea Domnul Hristos despre păsările cerului, care nu strâng, n-au grânare și totuși Tatăl le vede. Și concluzionează Domnul Hristos, vă vede și pe voi. Le spune, crinii de pe câmp sunt extraordinar de împodobiți. Uitați-vă la frumusețea lor. Dumnezeu îi vede. Dumnezeu face asta. Și concluzia Domnului Hristos, Domnul vă vede și pe voi. Sunteți în atenția Lui. Sunteți în grija Lui. Dumnezeu nu scapă grija, nu-și uită copiii, nu-și uită grija. Dumnezeu te vede. Dumnezeu te cunoaște. Și acum întoarcem oglindă. Ce așteaptă Dumnezeu din viața, de la mine să împlinesc în viața copilor mei? Cunoașterea. Mă așteaptă, își dorește, îmi cere să-i cunosc. Să mă opresc din alergat și din când în când să mă îndrept spre copiii mei și să-i întreb, tu, fiul tatei, tu cum ești? Cum ți-e inima? Cum ți-e sufletul? Să mă uit adânc în viața lor și să realizez care sunt chemările, problemele, necazurile, durerile, gândurile lui, ale ei. Pe măsură ce timpul trece, puține mai putem face pentru ei. Mă uit la unii dintre dumneavoastră cu perii cărunți. Puține mai putem face pentru copiii deveniți deja adulți. Dar dacă îi știm, dacă le știm nevoile, știm cum să mijlocim pentru ei, nu-i așa? Știm ce să cerem de la Dumnezeu pentru ei. Dar ca să știm ce să cerem, trebuie să cunoaștem, să fim interesați, să ne apropiem. Iată ce așteaptă Dumnezeu, din timp în timp. Să ne apropiem de copiii noștri, să nu plecăm de la ideea că lasă că știu, lasă că îi cunosc prea bine, ci să mă apropii, să mă uit atent și adânc în viața lui, în viața ei, și să descoper. Și apoi să mă rog să ajut, să cer îndurarea și mila lui Dumnezeu. Suntem părinți, cei mai mulți dintre noi. Și a fi părinte este o chemare extraordinară, pentru că este chemarea de a semăna Părintelui Ceresc. Și cum îi putem semăna Lui?
îngrijindu-ne de nevoile copiilor noștri, așa cum El se îngrijește de nevoile noastre. Și cum se îngrijește El de nevoile noastre? Păi oferă deschidere pentru că avem nevoie să fim primiți. Oferă milă pentru că avem nevoie să fim întâmpinați cu milă și ne cunoaște, ne spune că ne știe pe nume, că suntem ai Săi, că ne-a numărat perii capului, că ne strânge lacrimile în burduf, toate expresiile ale cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că ne îndeamnă prin asta să ne cunoaștem copiii. Să ne cunoaștem copiii. Să fim așa în viața copiilor noștri. Și fiind așa, vom lăsa în urma noastră o mireazmă de la viață spre viață, de binecuvântare, pentru că El însuși a lăsat asta în viața noastră. Zic din toată inima pe voi, Levi, Ligia, Domnul să vă binecuvinteze, să binecuvinteze copiii voștri, să găsească la voi totdeauna deschidere, milă și cunoaștere. Domnul să binecuvinteze copiii bisericii, indiferent de vârsta pe care o au, Domnul să-i binecuvinteze și să ne dea nouă puterea să găsească copiii noștri la noi deschidere, milă și cunoaștere. Și toată biserica să zică amin, amin.